Haideți să vedem o altă aplicație, problema numărul 4. Ni se cere să calculăm radical din 28 minus 10 radical din 3 plus radical din 5 minus 2 radical din 6 plus radical din 18 plus 8 radical din 2. Haideți să luăm fiecare radical în parte. Avem deci 28 minus 10 radical din 3 și să vedem dacă acest 28 minus radical din